Cei care știți ce se întâmplă în ciberspațiu, sunteți conștienți că există o bătălie pentru apărarea cărții de colorat, uh, deghizată sub uh, sintagma de bătăria pentru geneza. Uh, ideea că în secolul 21, cineva, un credincios care stă pe scaun, trebuie să aibă mentalitatea sau viziunea despre univers, pe care un copil de șapte ani o învață atunci când colorează căprioare și lei în grădina Edenului și o face pe Eva cu părul blond și pe Iisus clorează barba lui Iisus în timp ce creează Universul sau căprioare și girafe și chiar și dinozauri mai nou intrând în arca Mă rog, ideea că această concepție trebuie să fie concepția despre Universul a unui în secolul 21. Este aparată cu întregire de foarte mulți pastori și teologi la data aceasta. Și motivul este sinistru. O să prezint uh, la sfârșitul acestei prezentări uh, motivul uh, motivul pentru care este așa. Dar uh, aș vrea în această, uh, cu această ocazie să abordez o, un aspect al uh, mitului sau al, al poveștii cărții de colorat, uh, al uh, genezei văzută ca și carte de colorat. Uh, aportând una dintre miturile moderne ale creaționismului științific. Și acest mit modern al creaționismului științific, care de fapt este înrudit foarte puteri, puternic cu mitul Spencerian, Survivor of the Fittest. Fac de la început o paranteză. Survivor of the Fittest, orice credincios conservator, va spune că sintagma Survival of the Fittest, supraviețuirea cel mai tare a părților Darwin, când va lui Spencer, și este, nu reflectă exact ce, vrea să ce gândea Darwin și cu atât mai puțin reflectă teoria modernă a evoluției. Dar este o parte din mecanismul de dezinformare practicat de predicatori și teologi și alți negustori ai Pământului, acela de a ne spune că survival of the fittest este de fapt central în teoria evoluției. Așa că acest mit al survival of the Fittest este foarte interesant că este puternic erudit cu un alt mit modern, promovat de credincioși de evanghelici conservatori. Și acest mit modern este acela al, al, al unei schimbări post în legile Universului. Post-lapsarian semnează după cădere, da? Deci că a existat univers pre-lapsarian și univers post-lapsarian și că între cele două există o schimbare radicală și partea cea mai importantă este apariția morții, nu ca moarte spirituală, ci ca moarte fizică și uh, celălalt aspect este acela al apariției predației. Ei bine, uh, vreau să abordez astăzi originea acestui mit și lăsă la o parte aspectul științific de care mă voi lega destul de puțin și tangențial. Vreau să mă concentrez asupra aspectului biblic în sine și să arăt de ce Geneza nu este așa cum e prezentată de la învoane și în lecțiuni și de ce acest mit creaționist al ,ă, prăpastei între lumea prelapsariană și postlapsariană este de fapt un, un, fals, dar care în sine servește o agendă sinistră, o agendă socială și social-politică sinistră. O să încep de la un, un pasaj din Republica lui Platon. Și anume este vorba despre începutul cărții Republica, în care, așa cum știți ce mai de dumneavoastră, Socrate, la un bachet, discută cu câteva persoane importante din de contemporane cu Platon și Socrate, natura dreptății și cetății ideale. Și Trasimachos este primul care ia cuvântul. Trasimachos povestește, spune că, de fapt, dreptul este dreptul celui mai tare. Trasimachos este, deci, în limbajul nostru, un dar social. Și, dacă vrem să dăm o nuanță politică, este un neoconservator. Trasimachos povestește cum atenienii, în timpul războiului peloponeziac, au navigat și către o insulă în Mediterană unde se afla o cetate mică și foarte irelevantă militar. Și le-au spus ace ed edilor acelei cetăți, noi suntem în război cu Sparta și din cauza aceasta vă cerem să vă supărez nouă, să vă cu cuceriți de noi. La care eh, conducătorii cetății răspund, noi nu suntem în război cu voi și nici cu Sparta. Dacă vreți, putem face un tratat de alianță. Niciodată nu o să ne aliăm cu Sparta împotriva voastră. Dar preferăm să rămânem neutri în acest război. La care atenienii răspund: Noi nu avem nevoie de o alianță cu voi. Noi avem nevoie să vă supuneți nouă, din cauza că sunteți prea slabi ca alianța cu voi să ne aducă prestigiu. Dar, fiindcă suntem în război, vă cerem să vă supuneți. Și locuitorii acelei cetăți răspund: Zeii vă vor pedepsi dacă ne cereți acest lucru. Pentru că atenienii le ceruseră că, dacă nu se supun lor, vor omorî pe toți bărbații. Și vor vinde femeile și copiilor în, scla, în sclavie. Ateni răspund, zei nu ne vor pedepsi pentru că aceasta este ordinea în lumea zeilor și în lumea oamenilor. Mă opresc aici și las la o parte argumentele cu care Socrate demolează foarte elegant argumentul Traschemachus. Pentru că vreau să subliniez conceptul: ordinea în lumea zeilor și în lumea oamenilor este dreptul celui mai tare. Această idee, care este și o idee modernă, grecii nu bazau pe mitul spensărean al naturii roșii în ghiare și dinți, ci o bazau pe mitul creației, care era la timpul lor mitul fiind o interfață prin care ei percepeau natura, ca și geneza de altfel, care e tot un mit. În, în gândirea preștiințifică. Mitul este o interfață în care omul percepe natura și mitul este legitim la popoarele din, din perioada numai preștiințifică, dar prerațională. Așa că, las la o parte mitul acesta. Este foarte clar că sau las la o parte istoria din, din Republica și mătorg la mit. Este foarte clar că. Mitologia păgână, care întotdeauna implica o cosmogonie agonistă, adică facerea lumii ca rezultat al unei lupte între zei. La Grecia era Cronos în, în conflict cu zei, la Babilonie era Marduc în conflict cu, cu Tiamat uh, și cu Apsu. Deci uh, a existat o luptă, sau conflict între zei și titani, iarăși la greci. Exact într o luptă la început. Și creația este nu numai rezultatul acestui luptă, dar este oglindirea acestei lupte. Așa că creația în sine are o, o, o natură intimă agonistă. Și ca atare, societatea are un caracter agonistic, adică societatea este bazată pe confruntare. Și bineînțeles că această societate bazată pe confruntare implică în mod necesar dreptul celui mai tare. Dar acest drept al celui mai tare e de, de origine divină. Pentru că dreptul cel mai tare nu este neapărat un drept natural al omului, este un drept divin, transitat asupra omului. Ei bine, Geneza este un mit radical diferit de toate miturile păgâne. Este un antimit, spun unii, și nu am nimic nicio problemă cu aceasta. În principiu, vreau să subliniez o dată că modelul de gândire este preștiințific și pre-rațional și într-o într într societate în care gândirea rațională încă nu este posibilă rațiunea încă nu a fost descoperită. Mă rog, legile logicii nu sunt, nu sunt, clare și sunt doar intuite. Și, clar, societatea se preștiințifică. În această societate, orice adevăr este pus într-un context mitologic. E bine, ceea ce caracterizează mitul Genezei este faptul că este irenic, nu este agonistic. Lumea este creată de Elohim, care este o pluralitate, trebuie să recunoaștem. Dar cert este că în această pluralitate este unitatea perfectă de voință. Nu este un conflict. Și uh, sunt două aspecte care vreau să subliniez în narațiunea genezei. Prima este că nu există, asta este foarte important uh, să, și vă rog să fiți atenți la ceea ce spun acum, nu există un conflict între lumina și întuneric. Uh, a fost o seară pe, a fost o dimineață. Cele șapte zile ale creației, cele șapte zile dacă vreți, implică. O trecere treptată de la, de la lumină la întuneric și de la întuneric la lumină, de la lumina la întuneric și de la întuneric la lumină. Deci, dacă lumina a fost bună, să nu uităm că uh, întunericul se naște în mod uh, treptat, progresiv, din lumină și apoi iarăși lumina din întuneric. Seara și dimineața implică că nu există granițe exacte între lumină și întuneric și nu există un, un antagonism între lumină și întuneric. Al doilea aspect este că creațiunea este foarte bună, adică este în conformitate cu voința lui Elohim. Și uh, este bun însemnează în Geneza, în conformitate cu voința lui Elohim. Dar întrucât omul este după chipul și asemenea lui Elohim, însemnează că lumea este în conformitate și cu voința și aspirațiile omului. Și în sensul acesta este bună. Uh, nu veți găsi în Geneza nici, nici uh, o afirmație în uh, a doua uh, rănarațiune a Genezei, de exemplu că căderea implică apariția predației. Asta este în imaginația noastră, bineînțeles. Căderea este văzută ca o mutație între, în relația dintre eu, cu sine însuși, cu Dumnezeu, cu sex opus, cu natura, mă rog, spin și pălămide să dea pământul, vrăjmășie voi pune între tine și femeie, este, omul simte nevoia să îmbrace din cauza că Viața naturală trebuie exclusă din societate. Una dintre problemele fundamentale care apare în Geneza și care este o problemă antropologică reală este aceea a excluderii vieții naturale din viața socială de către lege. Pentru că, mă rog, viața naturală nu își găsește loc în, în, în spațiu public și aceasta implică că anumite aspecte ale vieții naturale sunt excluse complet din viața publică și simptomul este rușinea și o naturală de a de îmbrăca. Deci această această mutație între om, relația între om și univers, om și Dumnezeu, om și sine însuși, este explicată de Pavel în cuvintele Geneze când interpretează cuvintele avertizmentul Dumnezeu în ziua când vei mânca, vei muri negreșit. Uh, Apostolul Pavel interpretează în uh, Romani, capitolul 7, cred că este pe la versetul 9, uh, 8 și 9, pare mi se, uh, în a, înainte de venirea legii, spune, uh, eu trăiam și păcatul a mort, dar că am legea, păcatul a înviat și eu am murit. Uh, este foarte clar că Pavel se vrea aici la Geneza, dar îi dă o interpretare spirituală morții și uh, cronicitatea și Reului implică uh, intrarea sub lege. Uh, este aici o dimensiune teologică pe care nu, nu am de gând să o tratez acum. Am tratat-o la Biserică în predică, poate veți putea urmări pe internet. Dar uh, ceea ce vreau să subliniez este faptul că, uh, în timp ce iudaismul, în general, a fost uh, înghețat într-un ideal uh, al Edenului Grădina plăcerilor. Uh, care de fapt este o închisoare. Uh, creștinismul implică un alt ideal în care Isus este în deșert și refuză să prefacă pietrele în pâine și refuză să întoarce la Eden ca o adevărată liberare și mântuire. Uh, mă rog, uh, dacă vreți o comparație din cultura pop modernă, căderea de fapt este o deschidere de ochi. În ce sens? Uh, vreau să mă refer la un film foarte popular, de cultură pop și anume filmul Matrix, în care Keanu Reeves, nu mai știu numele eroului, dar Keanu Reeves îl juca, află că lumea noastră este simulată de computere și uh, omul a avut un război cu inteligența artificială și uh, lumea a fost distrusă. Dar computerele ne țin sclavi într-o lume simulată ca să sugă, de fapt, energia noastră psihică și nervoasă de care au nevoie. Așa că Ken Reeves este întrebat dacă e dispus să deschidă ochii și să vadă lumea reală. Și spune că da. Și când deschide ochii, se trezește într-o o planetă distrusă de arme nucleare și într-o iară nucleară. bine, nu era mai bine să rămână în lumea, în Matrix, în lumea iluziilor. Aceasta este o problemă care, indiscutabil că Geneza o abordează tocmai din cauza asta, Geneza este mare. Eva vrea să deschidă ochii să iasă din Matrix. Și iese din Matrix. Și rezultatul este confruntarea cu moartea și cu lumea reală. Dar acesta este primul pas spre, spre, mântuire. Și Isus apare ca mântuitor. Însă, cert este că, să zic, căderea nu este de mult ieșirea din Matrix. Ieșirea în lumea reală ieșirea din, 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 lumea izolată a Edenului, din ghetoizarea Edenului. Așa cum, să zic, un, un tânăr adventist sau baptist sau pentecostal care învață știință și gândire critică și filozofie, deschide ochii. Și are o dramă, o traumă teribilă din cauza că iese din grădină. Toate așa se ieșire din grădină, ieșirea din Matrix, lumea reală. Lumea reală e fascinantă, e vastă, e, are infinite posibilități. Dar confortul cărțile de colorat cu corobioara și cu leușorii și cu girafa și toate prostiile. A, bune pentru copii, mă rog, dar nu pentru neadulții, Această ieșire din Matrixul cărții de colorat este foarte dureroasă și traumatizantă. Însă implică posibilități noi. În principiu, Noul Testament împrețează aceste posibilități care este posibilitatea mântuirii și a lui Isus, pe când iudaismul a preferat o întoarcere la grădină și această întoarcere este țara promisă. Sau dacă vreți, este legea pe care Pavel, aspectul real negativ al căderii este la apostolul Pavel, intrarea sub lege, care promite viața, dar de fapt de, de moartea. Dar acesta fiind un aspect teologic particular, nu vreau să l-am dar nu vreau să, să, mă las, să mă las atras de el. Vreau să continu cu ideea, o idee foarte importantă. Că odată ce a venit Isus în lume, este foarte interesant că Isus a adus a o reversare a anumitei ordini post-lapsariene. Și la ce vreau să mă refer? Evrei au creat un mit al ordinii sacre post -lapsariene. Deci aici începe mitul pe care îl folosesc creaționiștii astăzi. În ce sens? Mă întorc la mitul folosit de Trasihimachus. Asta este ordinea lumea zeilor, asta este ordinea lumea oamenilor. Evreii au îmbrățișat această ordine confrontaționară uh, în lumea oamenilor. Uh, dar au uh, mistificat-o în sensul că Dumnezeu a creat o nouă ordine sacră. În această ordine sacră, omul, în mod necesar, trebuie să fie în conflict cu natura. Femeia cu șarpele, bărbatul cu agricultura. Uh, femeia trebuie să fie sclava bărbatului. Ham trebuie să fie sclavul lui Sem. Canaan trebuie să fie sclav sau să fie nimicit. Anumite popoare care nu au o genealogie clară din, uh, din patriarhi, cum sunt urmașul Lot, de exemplu, uh, sau cum sunt amale Cicii, trebuie nimicit, trebuie supuși soluției finale. Este o, ține de ordinea sacră post-lapsariană să nimicești anumite grupe de oameni pe Amalex nu l da să trăiască, de exemplu. Este o poruncă pozitivă din Pentateuc. Așa că, acest mit, că Dumnezeu a înființat o nouă ordine, sacră, post-lapsariană, bazată pe confruntare, îl ajută pe rabinul evreu, în mod foarte, foarte șiret, să împace filozofia socială a lui Trachimachus cu, cu un mit, care de fapt este opus mitului agonistic crezut de grecii lui Trachimachus și de Babiloni și de asirieni, anume mitul unei creațiuni irenice. Și ca atare evreul poate să împacă Geneza, care vorbește despre o creațiune irenică, cu Trachimachus, cu, mă rog, darvinismul social al Antichității, cu ideea urei și a răzbunării și a cruzimii și a sclaviei și a exploatării semenului tău, pe baza ideii că după, 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 cădere lucrurile s-au schimbat. De ce spun așa? Este foarte interesant că mesajul lui Isus este la început nu a fost așa. Țineți minte, problema divorțului, problema divorțului, dreptul de divorț, este bazat pe ordinea postlapsariană. Femeia este proprietatea ta, dorințele tale se vor ține după ale bărbatului. Adică dorința bărbatului are prioritate față de dorința femeii, da? Și asta, pe asta se bazează dreptul la divorț în sub legea lui Moise. Iisus spune, la început a fost așa. Nu mă interesează legea lui Moise, la început a fost așa. Deci, eu am venit să înființez ordinea prelapsareană. Aceasta apare și în alte situații, de exemplu, relația cu samaritenii, relația cu femeia sirofericeană, relația lui Iisus cu păgânii. Ce este mai important, relația cu acele persoane care sunt excluse din societate, Ordinea post implică excluderea unei anumite părți uh, a vieții din societate. Uh, mă rog, simt, hainele înseamnă că partea naturală este exclusă, dar uh, aceasta implică de asemenea că anumite clase sunt totdeauna excluse. Sub lege. Uh, nu vorbesc numai de legea lui Moise, În Antichitate nu există diferență între lege seculară și lege sacră. Orice lege era sacră. Deci, sub lege. Anumite categorii nu aveau loc în societatea organizată sub lege și trebuiau să fie date nimicirii. Ideea că anumite grupe de oameni sunt amisi indivizi sunt dați nimicirii e foarte clară în Vechiul Testament. Mă rog, în, în timpurile moderne, ideea aceasta a fost reînființată în, în forma lagrului de concentrare sau, mă rog, a diferitor forme de detenție și exterminare curățile etnică și așa mai departe. Dar, în general, ideea aceasta a eliminării unei părți din societate în afară este ceva ce este de ordinea sacră post la Psarena, ori Iisus când socializează cu vame și, cu păcătoși și cu desfrânatele și cu samaretenii, este foarte clar că el arată la o ordine edenică care, la care ar veni să întoarcă. Deci Iisus a refăcut această uh, ordine edenică. Acum, aș vrea să spun că creștinismul a avut aici o situație ambiguă. Mai întâi, creștinismul a acceptat ideea că ordinea prelapsare nu a fost refăcută. Și de la principiu s-a plecat premisa fundamentală a societății creștine, desfințarea sclaviei, un exemplu. Un alt exemplu este faptul că cezarul poate fi tras la răspundere, din punct de vedere moral. Papa Benedict, nu al XVI-lea, Benedict I, primul Benedict, secolul IV, în Roma, când Cezarul a uh, pedepsit uh, colectiv uh, pe cetățenii din Tesalonia. Mă rog, comandul garnizoarei fusese omorât. Și cezarul s-a dus și a conferit cu cetățenii pe stadion, dar pus să că a pus soldații să-i măcerească ca pedeapsă colectivă, fiindcă fusese omorât uh, comandul garnizoarei. Și când s-a la Roma Benedict i-a refuzat împărtășania și care de membru biserică. Uh, mă rog, nu s-a băgat în politică, dar în biserică. Uh, a cerut să fie respectat egalitarianismul pre prelapsarian. Biserica a fost un loc al, al egalității, inclusiv între bărbați și femei. Și aș vrea să cei care spun, vor să pună pe seama creștinismului, toată misoginismul și sexismul moșterit, de la iudaism și din nerul de islam și chiar din lumea greco-romană. Uh, vreau, să -i, să -i vreau să fac o comparație între cântecul trubadurului și banchetul lui Platon. În ambele cazuri este vorba de eologie adresată dragostei, dar în banchetul lui Platon orice eologie adresată dragostei este dragoste homosexuală din cauza că femeia este văzută cea inferior și nu merită dragostea bărbatului, pe când în cântecul trubadurului femeia este idealizată și această idealizare a femeii nu apare nicăieri până la creștinism. Deci există o Uh, mă rog, tendința oarecum utopică în creștinism de întoarce la de la dar în același timp creștinismul a fost frânat de anumite mituri pe care s-au dezvoltat de cele două uh, testamente. Uh, și unul dintre aceste mituri, uh, sau o, o, o familie de mituri, este apocaliptica apocrifă a evreilor. Uh, primul, primul simptom este războiul între lumea și -ntuneric. Uh, în uh, geneza nu există un în conflict între lumea și Întuneric. Ideea că există un conflict uh, antagonism, uh, un antagonism uh, cosmic între Lumină și Întuneric, uh, apare în Zoroastrism, apare în religia mezilor și perșilor și apoi a fost împrumutat de manicheiism în epoca la începutul creștinismului. Dar uh, ideea aceasta a unui conflict cosmic între două divinități este luată de apocaliptica evrească. Evrei populează lumea cu demoni. Iudaismul, în general, a fost foarte, foarte suspicios față de iudaismul rațional și teologic, față de demonologie și de ideea deavolului. Dar pietatea populară a fost foarte prețuat cu entuziasm apocaliptic a evreilor și, ca să înțelegem anumite aspecte ale mitului post-lapsarian, vreau să ne ocupăm puțin de această mitologie. E iudaizantă, mă rog. Uh, mai întâi, demonii sunt, uh, pentru evrei, sunt uh, de regulă rezultatul uh, primei soția lui Adam, lilit, care face sex noaptea cu evrei care dorm singur în pat. Și mai cade vorba să dormă când vine lilit și le fără sămânța. Și când le fără sămânța, Lilith face demoni. Așa că lumea e plină de demoni și orice boală are spatele un demon și orice depresie are în spatele un dremur și orice simptom este rezultatul posedării demonice. Însă, mai interesant este mitul, sunt alte două mituri, mitul căderii îngerilor. Îngerii nu cad fiindcă au făcut război împotriva lui Dumnezeu, cum apare în Apocaliptica creștină. Și Apocaliptica creștină, ca o paranteză, a fost privită cu foarte de suspiciune de Luther, cartea Apocalipsului în sine, ca și de origen și de alți părinți bisericești. Și Recomand să fie luată cu o lingură de sare totdeauna. Așa că, în Apocaliptica iudaică, care sunt la bază Apocalipticii creștine, <coughs> îngerii poftesc femeile, fetele oamenilor, și fac copii cu ele. Și îngerii aceștia sunt pedepsiți în iad. Deci, Apocaliptica iudaică, între cele două testamente, a inventat iadul. Iadul creștin este o invenție a iudeilor pentru că după ce i-a trimis acolo pe îngerii e, care poftiseră femeile oamenilor, le-a venit ideea să mai trimiată și pe evreine, credincioși, și pe păgâni și, pe la urmă, creștinii au umplut iadul cu oricine era indezirabil pentru biserică și nu asculta de, de biserică. E interesant că unii, cum sunt advenși de ziua șaptea, sau jehoviștii, sau alți creștini, au respins mitul iadului, dar au păstrat almin, mitului satanael, mitului satana. Cine este satana în, în Vechiul Testament? Termenul apare pentru prima pe oară în număr 22 cu 22. Când uh, clar, Bala merge clare pe măgărița să blesteme pe Israel. îi se arată în față Îngerul Domnului ca satana. Deci Îngerul Domnului a stat împotriva, ni se spune. Satana este de fapt un verb e în, în, în ebraică și Îngerul Domnului de fapt i s-a arătat ca, ca satana. Uh, Satana mai apare în, în, în Biblie, în, 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 Vechiul Testament. E interesant cum apare cuvântul, verbul. De exemplu, în Psalmul 109 cu 6, David spune despre dușmanului să pună un om putere peste ei și satana să stea la dreapta lui. Satana, un pretor să stea la dreapta lui. De fapt, e satana să stea la dreapta lui. Bine, nu apare ha satana ca acuzator, dar asta e o altă problemă. Deci orice înger poate să fie acuzator, poate să fie procuror și să la dreapta. În Zaharia, capitolul 3, este Hasatana, satana Satana cu articulat, stă la dreapta lui Zaharia ca să l acuze. Este tot la dreapta unde David a vrut să-l așeze pe satana pentru părătorul său. Ca să fac istoria scurtă, satana, Dumnezeu îi spitește pe, pe David să facă numărătoarea poporului, dar care cronicilor spune că fapt, satana l-a pe David să facă numărătoarea poporului. Satana nu este un împotrivător al lui Dumnezeu, ci un împotrivător al omului. De fapt, satana este un procuror foarte zelos și își face treaba foarte bine ca procuror. În sensul că orice procuror este mai zelos decât trebuie. Asta este meseria procurorului. De multe ori Dumnezeu trebuie să-l tempereze, Domnul să te Dar cert este că satana întotdeauna este cel care, ca un bun procuror, acuză și arată crimere. Și lasă apărarea pe seama lui Dumnezeu. Deci nu-i poți găsi nimic rău lui satana aici. În Noul Testament e foarte interesant că Noul Testament are o ambiguitate. Pe de, alt, pe de partea parte, care au fost scrise cam la o generație după moartea apostolilor, uh, uh, au absorbit mult din această mitologie apocaliptică iudaică. În timp ce există pasaje în care sunt clar că sunt autentice și în care Isus uh, revendică o întoarcere la ordinea prelapsariană, există această obsesie a demonilor și a diavolului ca o forță cosmică. Uh, însă vreau să mă refer la două, uh, uh, două uh, texte din Pavel și la unul din Iacob, care merg în altă direcție. Uh, de două uh, Pavel folosește la dat pe mâna satanei. Deci uh, e vorba de incestosul din Corint, pe care Pavel a hotărât împreună cu biserica să-l dea pe mâna satanei, uh, ca trupul să fie distrus, dar sufletul să fie salvat la ziua judecății. Un text care l-a folosit închiziția nu chiar de incorrect, vom vedea de ce, și celălalt text care uh, ni se spune din rândul lor să imineu și filet pe care am dat pe mâna satanei ca să veți să nu hulească. E bine, ce înseamnă la Pavel dat pe mâna satanei? Este tocmai ideea aceasta care apare în 3 Corinteni 6 că biserica este o extensie a tribunalului divin. Nu știți că voi și veți judeca pe îngeri, spune Pavel. Deci biserica, uh, odată cu revărsarea Duhului Sfânt, biserica devine o o parte a tribunalului divin. Și în felul acesta, o judecată în biserică este o judecată divină. Matei 18, tot ce îți vezi legat pe Pământ va fi legat în cer și invers. Așa că a da pe mâna Satana însemnează a da pe mâna Procurorului Divin. Satana nu apare aici, în niciun caz, ca, ca acea forță a întunericului împotriva lui Dumnezeu, ci mai degrabă ca un instrument al dreptății divine. Ca Procuror Divin. Într-o judecată făcută de biserică în care biserica e Satana, de fapt, că biserica e cea care acuză și care, care judecă. Uh, lucru pe care pare sufesor pentru unii, dar uh, Pavel este întemeiat în iudaismul teologic și rațional, mai mult decât în miturile apocaliptice. Alt uh, aspect este acela că, uh, că uh, chiar iadul implică, de fapt, uh, poziția lui Satana ca executor uh, divin. Uh, cert este că uh, la biserică există această ambiguitate. De exemplu, Augustin spune că trăim deja în Împărăția lui Dumnezeu, cetatea lui Dumnezeu deja a venit și biserica oarecum are Republica Cristiană până la secolul XIV, când uh, a criza nominalistă, Republica Cristiană vrea întemerea acestei ordini ideale pe care nu reușește să o facă această ordine edenică prelapsariană în societate. Dar ce interesant este că în, în, în creștinism, care a luat și mitul, mitul apocaliptic al iudeilor, amestecat cu, cu Evanghelia ca restaurarea ordinii prelapsariene, n a existat o preocupare cu lumea naturală. Ceea ce apare interesant în creaționismul științific este satana ca demiurg, adică ca creator al unei ordini. Pentru că există în creaționismul științific o confuzie aici pe care nu încearcă să o rezolve și nici nu mă mire pentru că în general crea creaționismul ignoră, ignoră, acest, ignoră principiul non-contradicției, că altfel final putea să stea în și pe de o parte ni se spune că ordine nouă a naturii a fost înființată de Dumnezeu după cădere, ordine bazată pe predație. Pe de altă parte ni se spune că ordine, că această ordine a fost făcută de satana, că satana a făcut spinii și a făcut tot răul. Acum aici sunt câteva probleme epistemologice pe care le avem. Acestea e un și de unde știm că mi Mai întâi, noi cunoaștem destul de bine istoria Universului pe circa 13 miliarde de ani și câteva sute de, de milioane de ani în urmă. Și îl cunoaștem că îl observăm. Se spune, Păi Dumnezeu a fost acolo, tu n-ai fost acolo să vezi. Pa vedem, din cauza uh, caracterului uh, limitat și absolut al vitezei luminii în, și constant al vitezei luminii în Univers. Ne vedem în trecut, Universul. Uh, legile Universului nu s-au schimbat. Sunt aceleași. Uh, Sistemele solare nu se fac în șase zile. Se fac în uh, timp de sute de milioane de ani. Uh, prin contracția cont nebuloaselor conform uh, legilor lui Newton, așa cum a arătat Kant și Laplace și cum astronomia modernă a confirmat și a documentat mai clar decât înainte. Uh, ex Stele explodează, sunt supernove și sunt necesare pentru că fără ele n-ar exista aur și uraniu și platină și metale grele și plumb și uh, sisteme solare sunt înghițite de supernove și sunt găuri negre și uh, acesta este universul în care trăim și întotdeauna în trăit. Nici lumea de dincolo a fost uh, așa cum am văzut-o noi. Uh, nu însemnează că este o lume rea. Însemnează că lumea este cum este. Uh, după aceea, noi cunoaștem lumea, cunoaștem raportul fosilelor. Că acea perioada idilică din istoria Pământului, când leul păștea cu vaca, n-a existat niciodată. Istoria a fost, vieții pe Pământ e scrisă bine în raportul fosilelor și știm cum a fost. Pe lângă aceasta cunoaștem că, din punct de vedere genetic, este imposibil ca un erbivor să evolueze într-un carnivor și mai ales un timp atât de scurt, sau că speciație să se facă într-un atât de scurt, timp de nu șase mii de ani, pentru că deja în istoria apar în istoria scrisă apar toate speciile așa cum le știm și rasele așa cum le știm. Să, legile genetice sunt uh, bine cunoscute și uh, nu, 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 e posibil o astfel de, de, de transformare radicală dintr-o dată. Unele transformări sunt imposibile, motivul pentru care via, uh, evoluția explică foarte bine biologia este pentru că anumite schimbări nu se pot face în cadrul evoluției și acestea le vedem uh, implică niște constante în lumea vie. Și altele se pot face, dar se pot face în, în, în timp lung și foarte, foarte gradat. Bine, nu despre să vrem să vorbim aici. Dar cert este că ideea unor mutații făcute de Satana, iar este foarte, foarte bizară. Pentru că există foarte multe argumente biologice pe care le, le voi discuta dată, nu acum, care arată că este absurdă ideea aceasta unor mutații făcute de Satana, unor schimbări făcute de Satana în în uh, echilibru lumii, dar ceea ce vreau mai să mă interesează pe mine acum, în aceast cu această ocazie este contradicția teologică uh, implicată în, în, în ideea că satana este un demiurg. Deci este o idee gnostică aici, în care demiurgul nu mai este Dumnezeul Vechiului Testament, este satana. Oarecum ceva legat și cu curdea Vechiului ce drept. Uh, și uh, satana este uh, creator, are putere să, să creeze o ordine naturală care se pare că este, de fapt, adevărat ordine naturală. Și mai mult, satana probabil are, a putut să recreze tot universul după chipul și asemenea lui. Deci este aici o idee absurdă. Dar de, de, ce, de unde a apărut această idee? Eu vreau să uh, compar trei uh, o anumită ideologie socială cu uh, mitul creaționist al ordinii post sargene. Uh, primul la care vreau să mă refer este o anumită concepție despre univers, despre, despre viață, despre evoluție, Numită, uh, de fapt, uh, Nature Red in Tooth and Claw, spunea un poet de englez, Natura roșie în gheare și dinți. Ideea de survival of the fittest. Uh, Darwin a fost primul care ne-a arătat care sunt legile evoluției, nu că a fost primul care a venit cu ideea de evoluție. Și aceasta a arătat că, el a arătat că uh, evoluția implică reproducerea celui mai uh, adaptat organism. Din motive care ține bunul simț. Uh, nu a spus că este vorba de supraviețuirea celui mai tare. Ideea aceasta a fost susținută de Spencer ca să susțină, de fapt, nu o idee despre biologie, ci o idee despre societate, pe care o cunoaștem astăzi ca scadă venit socială și care are o legătură foarte puternică cu evanghelismul conservator din America uh, și cu etica protestantă. Dar uh, hai să vedem în ce constă ideea uh, spensereană și unde este greșită. Ideea este că organismul mai adaptat câștigă lupta pentru existență cu organisme mai puțin adaptate și este o luptă între specii sau în interiorul speciei. Acum aș vrea să spun că instinctul, în biologie, din biologie știm că această luptă, de fapt, nu este luptă reală, ci este un blaf. În sensul că, de exemplu, orice animal vrea să reproducă. Și dreptul la reproducere trebuie câștigat prin luptă. Dar nu se vorba de luptă mortală. Doi cerp se duelează, doi lupi se duelează, două păsuri se bat. Dar este un simplu blaf. Ceea ce îi conferă dreptul celui mai tare, care, într-un fel de duel cavaleresc, este, este, are, uh, arată că e mai tare și lupta nici, aproape niciodată nu se merge pe la moarte, ci animalul care își dă seama că mai slab ia poziția de supunere. Și atunci ia poziția de supunere. Uh, Celălalt animal uh, face gestul care face sportivul că dă mâna celui care a pierdut bătălia. De exemplu, lupul, linge, lupul care ia poziția de supunere și știm că asta au și câinii se întoarce cu burta în sus și la lupt mai, mai puternic începe să lingă pe burta în, în mod tandru. Deci, oarecum a făcut pace. Dar, odată recunoscut dreptul cel mai, mai, mai calificat, mai, mai fit, cu gene mai bune, acesta are dreptul la reproducere, are dreptul la femele sau dreptul la teritoriu eventual, sau la femele cele mai, mai bune. Și asta implică un mecanism evolutiv foarte, foarte, foarte eficient. Pe de altă parte, când are loc speciație, Speciația nu implică că va fi o luptă între cele două specii uh, care s-au atras de specia originală, ci mai degrabă că celor două specii uh, s-au diferențiat fiindcă prin adaptare la nișe diferite și bineînțeles că exploatează nișe diferite. Deci așa stă în lucrurile. Uh, chiar și predația lumea animale nu este ceea ce vedem noi. Animalele omoară ca să mănânce, nu omoară din cruzime, cu excepția cimpanzeului care are multe în comun cu noi, bineînțeles. Uh, și animalele uh, de multe ori pot fi tandre cu cele care sunt victime sau au momente care respectă dreptul victimei, de exemplu, dreptul animalului, animalului care de obicei este victimă, se vine să bea pentru timp de secetă. Deci natura nu este un loc chiar atât de crud, cum l-a văzut Spencer și cum l-a văzut un în secolul XIX. Dar, de fapt, acest tablou al naturii crud, uh, îl întâlnim e foarte interesant uh, la creaționiști, care consideră că după căderea în păcat, a un, loc foarte crud din cauza lui satana, sau din cauza că Dumnezeu a vrut să facă așa de bine cum le vine lor interesul, și mai mult decât atâta, că Dumnezeu a dus potopul că nu a mai putut să purte violența în lumea animală. Dar care este de desubtul? De fapt, în spate există o ideologie socială. Și anume, care este această ideologie socială? Uh, este reintroducerea ordinii lui Himachus, ordinea păgână uh, ordinea agonistă sub uh, uh, deghizare creștină ideea este că ordinea cosmică uh, sacralizată după cădere de Dumnezeu este ordinea predatorului și al prăzii și este ordinea naturii Uh, uh, roșii în și dinți. Și că cumva și ordinea socială vechi testamentară uh, pe care o știm din Vechiul Testament este uh, ordinea socială normală. Ordine bazată pe confruntare și pe dreptul celui mai tare. O să dau un exemplu foarte, foarte relevant. Biserica creștină a desfințat sclavia. Deci, Biserica catolică, cu toate păcatele ei, orice am spune, a desfințat sclavia. Interesant că cei care a sclavia a fost protestanții și acei protestanți care de din care, de fapt, s-a tras evanghelicii conservatori uh, contemporane din America. Uh, Cunoașteți cântecul Amazing, uh, Amazing Grace și știți că Newton, compozitorul acestui cântec, a fost uh, navigator pe vase care făceau comerț cu sclavi. Newton a avut un moment de convertirii în timpul furtuni. Dar Newton nu uh, a abandonat comerțul de sclavi, comerțul cu sclavi, negri, după ce s-a convertit. A compus că cu Amazing Grace, care este cântat, a fost cântat și de negri sclavi, dar nu s-a convertit. Și de ce nu s-a convertit? Uh, pentru că vreau să analizăm aici acest aspect al Newton, al Amazing Grace, care este foarte tipic. Uh, și uh, aș vrea de la început să fac o afirmație că biserica modernă, evanghelică conservatoare, adventistă sau penticostală și evanghelismul modern, este, biserica este o, uh, o replică a corabiei de sclavi. Și evanghelismul, modern este o replică a lui Newton, a negosului de sclavi, care uh, transmite într-un mod capte evanghelia despre mântuire. Dar totuși el este un, un de, sc, de sclavi. Și că această paradox, această co contradicție, acest conflict uh, de, de, de noțiuni uh, care duce la schizofrenie uh, este justificat uh, prin ideea unei ordini sacre instalată de Dumnezeu după cădere atât în lumea naturii cât și în lumea societății. Ca să fac o paranteză aici. Atunci când considerăm că Dumnezeu a creat lumea perfectă, înțelegem că predația face parte din echilibrul acestui lume și moartea naturală face parte din echilibrul acestei lumi. În același timp, înțelegem că omul este deosebit. Și omul nu este deosebit biologic. Că omul, din punct de vedere biologic, e un animal și totdeauna când fac câte un creștin sau o creștină că începe să facă crize de isterie. Adică vrei să spui că o să mai Exact atunci văd cât de puternic se manifestă genele cimpanzeului în comportament uman. Problema este, Însă că omul este deosebit. Și omul nu este supus legilor predații, nu este supus legilor confrontaționale Omul este după chipul Elohim. Omul implică o armonie perfectă. Uh, și uh, pace este. Uh, societatea, uh, societatea umană trebuie să fie irenică. În principiu, predația lumea animală nu are un caracter războinic. Uh, se de această trecere treptată de la lume și întuneric. Universul este bun tot ce stă pe Univers este bun. Supernovele care explodează sunt bune, că fără ele n-am avea aur și zinc și fier care este și calciu care este noastră și în sângele nostru. Și tot este bun în, în, lumea noastră. Universul este mare și așa cum este pentru ca materia din care suntem noi făcut să existe și așa mai departe. Tot este bun și Universul e frumos așa cum este. Singurul lucru care distruge această mână este mai degrabă un conflict la un al omului, pe care Evanghelia recunosc și le cunoaște și psihanaliza, pe la urmă și toți filozofii recunosc. Și acest conflict este extrapolat în relația omului cu natura, relația omului cu societatea. Natura nu e rea, dar noi o distrugem pentru că nu ne ajung lucrurile pe care le avem, fiindcă ne vrem lucruri noi și noi și noi. Deci, problema este la om și Evanghelia implică o refacere a omului în ca eu al său, în niciun caz, o refacere a grădinii Edenului mitologice. Aceasta este adevărul despre Matrix. Dar, așa cum am spus, protestantismul modern s-a preocupat mult de echilibrul post-lapsarea al naturii, sau dezicribul post-lapsarea al naturii, și a început să spună că la început a fost doar de arul line și că uite acum sunt munți. Și la început n-a fost mare și acum e mare, dar mare nu va mai fi și așa mai departe, plăcând de la ideea că natura reflectă chipul lui satana, sau natura reflectă păcatul, natura nu este bună și prea așa să justificând că atâta vreme că trăim această lume care nu e perfectă, nici societate nu poate să fie altfel și ca atare luăm ordinea socială din Vechiul Testament și ham, bineînțeles că trebuie să fie sclav. Deci este, nici islamicii nu dau voie să ai un sclav islamic. Și creștinul, n nu acceptat să ai sclav deeu și creștinii nu acceptau să aibă sclav creștin, dar negru era creștin și era sclav, pentru că era urmaș Lohan. Dar ce implică totuși această nouă formă de, de, de sclavie? Implică ideea că, de fapt, stăpânul creștin, el este, îl tratează pe sclav ca pe un copil, care nu este în stare să bucure de libertate și trebuie să în sclavie pentru binele lui. Că este și în creșinat, are nevoie și de bici, asta spune și Biblia, și sclavul este mulțumit și fericit, așa cum este în sclavie, pentru că el nu este în stare să, să fie liber. Deci, aceasta este o, o, o justificare a unei relații post lapsariene care implică har și iubire, și de aici cântecul Amazing Grace. E bine, de ce este Corabia cu sclavi, de fapt? Modelul, nu numai. Un, o justificată, numai că este justificată de, 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 de creaționismul modern, dar este chiar un model al Evanghelismului conservator. Uh, uh, hai să mergem puțin să analizăm mai, mai departe. Uh, ce implică o, o corabie cu sclavi? Nu implică doar niște marinari care fac un drum peste ocean. Implică uh, o finanțare a ei implică asigurare. Cineva trebuie să facă asigurare când putea că s-ar ca marfa să se piardă, adică oamenii sclavii să se, se nece, marfa și cineva trebuie să plătească asigurarea. Deci implică un mecanism de rotire a capitalului care face foarte greu să ieși din el, cum este cazul Newton. În același timp însă, este mai degrabă este necesar ca să justifici într-un context teologic creștin acest mecanism. Este mai ușor să-l justifici într-un context teologic creștin decât să ieși din el. Așa că este mai ușor pentru autorul când cântecul în Grace să se convertească decât să iasă din comerțul de sclavi. Și care este mecanismul? Mai întâi, e vorba de o societate bazată pe confruntare și concurență. Să nu uităm de exemplu că în evul mediu, bancherul, omul care dea mită, care dădea cu dobândă, bani împrumut cu dobândă, era văzut, nu era văzut ca un creștin. Pe când, după Reformațiune, în lumea care vine mai ales, din potrivă, etica protestantă apreciază pe cel care este bancher și cel care se ocupă de tranzacții financiare ca fiind un exemplu de, de creștinism. Mai mult decât atât, o relație confrontațională, implică faptul că cineva poate să urmească doar interesul lui și să întâlnească fără scrupule, atât cât respectă regulile jocului, el poate fi fără scrupule. Pentru că aceasta este ordinea socială, adică dacă fiecare își urmărește interesul său cu brutalitate și cu cinism, toată societatea va fi într-un echilibru perfect pentru că asta este ordinea post a lumii. Ce interesant este felul în care participă biserica modernă la acest mecanism. De exemplu, Uh, problema capitalului, așa cum a arătat Marx, și pentru uh, căva aș vrea să spun că uh, mecanismul la nivelul secolului XIX a fost descris destul de bine. Dar uh, Marx este clar că a înțeles uh, aspecte ale, ale capitalului care trec de secolul XIX. Și aceasta e una dintre problemele capitalului este faptul că uh, uh, Problema principală a capitalului este reinvestirea sau reproducerea capitalistă, reinvestirea banilor care au fost câștigați într-un într alt ciclu de producție. Și această reinvestire nu este selectivă în funcție de nevoile omului sau de, de preferința pe un anumit produs, ci ideea este ca banul investit să aducă iarăși bani, indiferent unde îl investești. Această, să zic, acest mecanism a creat o prosperitate fără precedent în omenirii. Eu nu, nu vreau să, joc aici, aici rolul stângismului sau al, al, profesorului liberal de stânga ipocrit, care în timp ce profită de sistemul critică de la catedră. Nu vreau să joc rolul acesta. Dar vreau să arăt cum acest sistem merge în lumea religiei. Și asta e mai ales într-un moment de criză economică. Să zic că cineva are bani și trebuie să investească ceva. Este criza economică, nu știi exact unde să investești banii, este riscant. Dar ce ar fi, de exemplu, dacă ar investi într-o casă funerară? O casă funerară este ceva quasi-religios, mă rog. Orice mormântare se face și cu religie. Dar cert este că venitul este garantat și riscurile sunt minime. Și investiția aduce un, un, un venit substanțial. Pentru că omul atunci când are o mormântare sau două sau trei în toată viața în familie și atunci poate să dea niște bani și trebuie să-și mormânteze soacra, bietul om, așa că dă 10.000 de dolari ca să o vadă înmormântată, să nu ducă la crematorie că ceva zice lumea. Deci, banii vor ieși. Dar ce ar fi dacă investim într-o biserică? Hai să spunem, de exemplu, un evanghelist, să zic Mark Finley, da? Vine în, în, într-o țară din Estul Europei. Mai întâi, sunt oameni care au bani și banii aceștia trebuie investiți undeva ca să nu plătească taxe din ele. Și ca atare ei plătesc, sunt dispuși să finanțeze un evanghelist. A căzut comunismul în răstritul Europei. Este un loc în care se poate face o evanghelizare cu succes. Succes însemnând numere. Însemnând uh, nume de oameni, adrese, câteva interviuri la televizor, oameni veniți la altar, oameni care se boteză. Dar numărul trebuie să fie cât mai mare. Deci, banii sunt investiți, se face o evangelizare, se câștigă suflete, evanghelistul dă niște raporturi extraordinare, lucruri e pozitiv din mai multe puncte de vedere. odată pentru că ne temem de revenirea comunismului și cine s-a născut din nou nu va mai fi comunist. După aceea, biserica crește, mă rog, birocrația și evangeliștii pot să ceară mai mulți bani de la cei care au dat bani și au investit, bani aceștia oricum se la taxe, deci au fost investiți undeva, unde într-un fel generează un profit, chiar și material, în sensul că oamenii aceștia dau zecime, se plăde salarii, se lărgește infrastructura bisericii, sau în America, investești bani într-un mega church și acolo sufletele sunt grijate pentru Hristos. Bineînțeles că sufletele sunt mișcate pentru biserici, sunt al lui Hristos. dar nici negrii nu erau ai stăpânului. Ei erau lui Hristos, doar să avea grijă de ei și uh, pastorul și biserica are grijă de aceste suflete care sunt pentru împărăție, dar aceste suflete sunt lucrează pentru biserică. Lucrul se vede cel mai brutal la Martul Iehova, unde oamenii nu mai fac nici educație, ci doar merg din casă în casă ca să câștige alte suflete. Deci, în primul rând, oricărui suflet îi se cere să câștige alte suflete, coroane în stele, mă rog, suflete pentru împărăție, aduce alte suflete să fie botezate, să dau rapoarte cu botezul și așa mai departe ce noi botezați să ne învățați să dea o parte din finanță la biserică. veți spune că este ceva cinic să privești toate acestea ca un mecanism de reproducție, de reinvestire a banilor și de, de, recuperarea investiției cu un procent în plus. 10, 20%, 1%, dar ceva vine în plus. Dar de fapt, dacă veți discuta cu cei care se ocupă de logistica acestui mecanism, veți vedea că ei ei privesc problema dintr-un punct strict de vedere, strict financiar și strict. Uh, hai să nu zic iar capitalist, că sună puțin uh, marxist când vorbesc cu capitalist, dintr-un punct de vedere strict al, al pieții, uh, al investiției și profitului. Și dacă îi întreb, ei spun, noi o facem pentru Domnul, dar pentru ca lucrul să meargă, trebuie să gândim în, în termeni de, de piață și așa mai departe. De fapt, uh, Uh, aici uh, vedem foarte bine uh, modelul corabiei curab de sclavi uh, care cântă Amazing Grace uh, într-un mod mai, mai subtil și mai mai, mai decatifiat, ca să zic așa. Uh, alt aspect este, să zic, uh, care este un aspect foarte cunoscut, foarte popular, cel al Evangheliei Prosperității, în care... Uh, binecuvântat Dumnezeu să vedem prosperitatea exact ca în Vechiul Testament. Și această prosperitate înseamnă că tu ai mai mult decât alții. Nu pentru că ai produs ceva. N-am nicio problemă că cineva care a creat ceva pentru societate, ia bani pentru ceea ce creează. Care a produs, ia bani pentru ceea ce produce. Ci pentru, Și, pentru, și nu, nu sunt nicio cază une egalitariană în ceea ce privește venitul. Dar este vorba aici de faptul că tu iei bani, fiindcă Dumnezeu te iubește și te bine pe tine și nu pe alții, și uh, Iisus vrea să fii bogat uh, și să ai prosperitate și așa mai departe. Și uh, în ultima instanță, de fapt, ceea ce este aici este o iluzie. Pentru că omul, omul care vine și dă bani la biserică și se roagă și face rugăciunea lui Jabez, cei care locuiți în Statele Unite sau vă amintiți de acum câțiva ani că era o bocă cu rugăciunea lui care a cerut Dumnezeu să-i mărească uh, teritoriul, să-l facă mai prosper, ca un fel de mantra care te face să te uh, îmbogățești peste noapte. Uh, ideea este uh, uh, că o societate confrontațională, bazată pe confruntare, pe dar veni social, are sancțiunea de vină din cauza că asta este ordinea de după, de după uh, cădere interesant că foarte mulți uh, evanghelici cu care am discutat spun că de fapt în cer va fi comunist și în Eden a fost comunist dar asta este ordinea între Eden și Eden eu nu sunt sigur că comunismul e ordinea ideală în Cer sau în Eden dar uh, nu sunt, nici, sunt în mod foarte sigur însă că Evanghelia uh, are un mesaj uh, anticultural în privința aceasta uh, un mesaj de de denunțarea acestei ordini și are un mesaj foarte radical care atacă egoismul și materialismul și consumismul și tot acest mecanism pe care se bazează de fapt stilul modern de a face și a conduce o biserică. Nu vorbesc ca un utopian și nu sunt ca un Leninist sau un Marxist sau un Maoist dacă vreți în privința aceasta, adică nu spun că sistemul trebuie demontat. Ceea ce vreau să spun este că teologia creștină, în mod uh, normal, ar trebui să fie în opoziție aici, ci nu de partea sistemului. Uh, chiar dacă nu va reuși niciodată să schimbe lumea. Dar mesajele ar trebui să fie radical, uh, cum a fost al lui Isus, de condamnare a uh, goanei după profit, a egoismului, a ideii dreptului cel mai tare, a darvinismului social, în orice formă. Uh, însă, creaționismul, cu mitul ordinii post-lapsariene, devine un perfect instrument ideologic de a face ca, mă rog, predicatorii și teologia în implicit să susțină, de fapt, această ordine care este contrară Evangheliei. Mesajul lui Iisus este la început a fost așa și uh, ideea este că omul nu trebuie să fie o reflectare a naturii, ci trebuie să fie diferit de natură cei care fac caz că omul biologic ar fi diferit de animal și greșesc radical. Uită să amintească că ceea ce se aplică la animal nu se aplică la om și că omul trebuie să fie ca Elohim, adică într-o armonie și unitate perfectă. Vă mulțumesc pentru atenție, vă las să <coughs> veniți cu considerațiile dumneavoastră cu privire la acest subiect. Așa cum am spus, nu vreau niciun caz să propun sau să construiesc o utopie, ci doar vreau să arăt că Rolul Evangheliei într-un sistem bazat pe confruntare trebuie să fie acela de apel la ordine irenică, cel al lui Isus. La început a fost așa. Poate că lumea nu e perfectă, nu suntem egali, trebuie să ne aprem interesele, dar acest la început a fost așa. Nu se referă la natură, ci la om. Și mitul unei naturi post-lapsariene nu face altceva decât să justifice faptul că. Și în societate există o ordine uh, agonistă, așa cum uh, le-a plăcut ideilor să creadă și cum le place să creadă și multor creștini moderni. Vă mulțumesc și ne revedem săptămâna viitoare. La revedere!